Primul lucru pe care trebuie să-l faci pentru a lua o decizie bine fundamentată este să te informezi. Celor care doresc să urmeze o carieră militară, să susțină admiterea la una dintre instituțiile militare de învățământ, fie că este vorba de colegiile militare naționale, academii, școli militare de maestri și subofițeri, să devină soldați gradați profesioniști sau pe filieră indirectă, ofițeri, maestri și subofițeri, le propunem un subiect care cred că le va atrage atenția. Înființarea unui nou centru zonal de selecție și orientare la Constanța, chiar în incinta Academiei Navale Mircea cel Bătrân. Ce înseamnă acest lucru, vă invit să aflați în minutele următoare. Pentru a nu se înțelege faptul că instituția aparține forțelor navale, precizăm încă de la început. Centrul Zonal de Selecție și Orientare Constanța se află în subordinea nemijlocită a Statului Major General și în coordonarea Direcției Personal și Mobilizare din Statul Major General. La 1 martie 2016 a fost înființat acest centru la Constanța în scopul de a prelua o parte din sarcina celorlalte trei centre zonale de selecție și orientare din țară, respectiv cel de la Alba Iulia, Câmpul Moldovenesc și Breaza. În mare parte, sarcina pe care noi o preluăm de la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Breaza, deoarece acele 6 județe pe care noi le avem arondate, cu birourile de informare recrutare aferente, erau până la înființarea acestei unități în arondarea Centrului Zonal de Selecție și Orientare Breaza. Cele 6 județe despre care vorbim sunt Galați, care ține de Centrul Militar Zonal Vrancea, Centrul Militar Județean Constanța, care are în compunere alte 5 centre militare județene, și anume Brăila, Tulcea, Călăraș, Ialomița și, bineînțeles, Constanța. Misiunea de bază a acestei unități o reprezintă selecția și orientarea vocațională a candidaților, a potențialilor candidați la profesiile și cariera militară. Așadar, tinerii care își doresc o carieră militară pot susține probele de selecție și la Constanța. Un lucru bun, spunem noi, mai ales pentru cei care se află în zonele limitrofe și care, în anii trecuți, ar fi trebuit să parcurgă distanțe mari până la centrele zonale de selecție și orientare din țară, Breaza, Câmpul Moldovenesc și Alba Iulia. Se impune întrebarea ce se întâmplă însă cu un candidat care dorește să urmeze o instituție de învățământ militar de marină și se află într-un alt județ decât cele care sunt arondate centrului. Tinerii care doresc să devină studenți ai Academiei Navale Mircea cel Bătrân vor trebui să meargă la birourile de informare recrutare de pe raza județului în care își au domiciliu. În cadrul acestor birouri există personal specializat în recrutare care nu va face altceva decât să îi îndrume pas cu pas spre atingerea scopului pe care aceștia și l-au propus. Candidații se vor prezenta la unitate în vederea selecției și orientării cu o seară înaintea începerii probelor. Unitatea dispune de facilitățile necesare cazării candidaților și hrănirii acestora pe perioada șederilor în unitate. Cazarea candidaților noștri se asigură în spațiile puse la dispoziție de Academia Navală Mircea cel Bătrân și Statul Major al Forțelor Navale, ca de altfel și spațiile în care unitatea noastră funcționează deja de aproape un an. De asemenea, unitatea noastră asigură hrana, de această dată contra cost candidaților. Hrana se asigură în aceleași condiții ca și elevilor de la Școala Militară de Maestri a Forțelor Navale. În speranța că v-am trezit interesul, continuăm cu informații obținute chiar de la evaluatori, de data aceasta despre probe de selecție și bareme. Pentru a vă introduce în atmosfera de competiție și pentru a vă familiariza cu probele de evaluare, veți afla în ce constă și cum se desfășoară cel de-al doilea pas important după recrutare, și anume selecția. Ceea ce urmează să vedeți este o simulare ai cărei protagoniști au fost studenții Academiei Navale Mircea cel Bătrân, dornici să-și testeze din nou aptitudinile. Vom începe cu proba scrisă. Se va da testarea colectivă în sala alăturată, unde candidații vor completa fișa psihologică, vor da
testul de aptitudini cognitive și chestionarele de personalitate. Psiholog, ne aflăm chiar în timpul testării probelor psihologice. În ce constă efectiv acest test? Testarea psihologică presupune testarea aptitudinilor generale, adică practic teste de inteligență, și testarea personalității, prin chestionare de personalitate. Cei care vor să urmeze academiile militare sau școlile de maestri și subofițeri trebuie să mai treacă de o probă psihologică, și anume testul situațional fără lider desemnat. Se urmărește lucruri în echipă și capacitatea de lider, care este o aptitudine necesară pentru învățământul universitar și post-liceal. Selecția pentru profesia militară vizează potențialul aptitudinal al candidaților. Este nevoie de tineri hotărâți să reușească. Nu trebuie să fii sportiv de performanță sau să frecventezi regulat sălile de fitness, dar trebuie să ai o bună formă fizică și psihică. Atât timp cât te pregătești puțin înainte de a te prezenta la selecție, vei fi capabil să atingi ușor standardele minime. Lunile martie și aprilie au fost dedicate selecției candidaților pentru colegiile militare liceale. Am fost la Centrul Zonal de Selecție și Orientare într-una din zile și am trăit emoții mari alături de 35 de fete dornice să-și urmeze visul. De la teste psihologice la cele sportive, de la încrederea că vor reuși primind rezultatele după fiecare probă, la bareme care s-au dovedit greu de atins. De la bucurie la tristețe, privită ca neșansă pentru unele dintre ele, sau reușită, visul împlinit pentru celelalte. Trăirile nu se pot explica în cuvinte, așadar lăsăm imaginile să vorbească de la sine. Testul a fost destul de ușor, am reușit să-l termin printre primele. Mi-a plăcut că a fost mai simplu, mă așteptam la ceva mai greu. Urmează probele sportive, emoții? Da, am emoții mai mult la proba de rezistență. Sper mai întâi să trec de traseul utilitar aplicativ. De ce această opțiune pentru un liceu militar? În primul rând, uniforma militară impune respect și îmi place să respect regulile. Am convingerea că ați făcut ceea ce trebuie la testul ăsta și că ne vom întâlni în aceeași formulă și după următoarea probă. Mă bucur că v-au mai trecut din emoții, mă bucur că sunteți entuziaste vis-a-vis de ce s-a întâmplat în sală. Eu vă mulțumesc foarte mult și vă urez succes în continuare. Acum, în prima fază, ați dat testul aptitudinal cognitiv și testul de personalitate, urmând să fie completat de o subprobă la sfârșitul programului, care se cheamă interviu final. Acele persoane care n-au luat testul aptitudinal vor rămâne jos pe fotolii, vă aștepta un coleg care le va aduce adeverințele și documentele necesare și le va însoți la poartă la părinți. Celelalte persoane continuă probele. Haideți, vă rog! Ce probe sportive ar trebui să susțină candidații care se prezintă la Centrul Zonal de Selecție și Orientare Constanța? Sunt două probe pentru toate categoriile ce se vor prezenta la Centrul Zonal Constanța, și anume traseul utilitar aplicativ, care conține 10 stații, și alergarea de rezistență. 1000 de metri pentru candidații ce optează pentru liceele militare și 2000 de metri alergare de rezistență pentru candidații ce optează pentru academiile militare, pentru școlile de subofițeri, pentru școlile de maestri și cei pe filiere indirectă. Thank you.
Sunt aceste bareme accesibile pentru candidați, indiferent de categoria profesională pentru care au optat? Sunt accesibile, nu trebuie să fii sportiv de performanță sau să mergi în fiecare zi la sală, însă necesită o anumită pregătire anterioară ca să poți să treci cu brio de aceste cerințe. Și poate cele mai mari emoții le-au avut părinții care au așteptat ore în șir la porțile instituției de învățământ și au susținut copiii și au sperat până în ultimul moment că aceștia vor reuși. Suntem foarte fericiți, am ieșit câștigători, câștigătoare și suntem foarte fericite, mai ales că a fost una din opțiunile ei. N-a fost nimic la impuse, totul a fost la dorite. V-am văzut foarte emoționat. Sunteți bunicul. E și normal să fii la asemenea situație, că un copil își dorește ca să facă ceva în viață. Deci e o emoție foarte mare. E o mare fericire, mai ales pentru fetiță, că va realiza ceva în viață. Va fi un, sper, un militar desăvârșit. Suntem foarte emoționați. Nu aveam speranțe chiar foarte mari, dar a reușit. Emoțiile se stăpânesc foarte greu. Ea și-a dorit foarte mult, ne bucurăm pentru ea că și-a realizat visul. A fost foarte greu, cel puțin la proba asta care am văzut-o noi. Că pe celelalte nu ne-am văzut. Nu știu cum a fost în sufletul ei, dar cu ajutorul lui cel de sus, bine. Ce așteptări aveți pe mai departe? Să trecem și proba cealaltă. Sinceritatea, spontaneitatea, convingerea și echilibrul trebuie să primeze atunci când participi la interviul de evaluare finală, iar unele fete au dat dovadă de toate acestea și au fost admise. Spune-mi, te rog, ce calități te recomandă pentru a fi elev al Colegiului Militar? Ambiția, da. Disciplina, da. Seriozitatea. Pentru tine rezultatul este admis selecție. Îți dorim multă baftă, sper să ne vedem și peste 4 ani. Sunt foarte fericită că am reușit, nu mă așteptam sincer să trec de rezistență și totuși am reușit și încă am emoții, încă sunt emoționată după probe. Este un vis împlinit, acum aștept examenele și sper să intru la liceul pe care mi-l doresc. Ce sfaturi le-ai dat celor care vor să vină să susțină aceste probe? Nu trebuie să aveți emoții foarte mari, să vă stăpâniți emoțiile și totul va fi bine. Așadar, pentru cei care își doresc o carieră militară, fie că vorbim de instituțiile militare de învățământ universitare, academii sau post-liceale, școli de maștri și subofițeri, susținerea probelor de selecție se află în plină desfășurare. Nouă nu ne rămâne decât să le transmitem tuturor celor care doresc să urmeze o carieră militară în general și o carieră în forțele navale în special, mult succes și rezultate cât mai bune!